Înregistrarea audio a încoronării regelui Charles al III-lea va fi disponibilă audienței din întreaga lume chiar în ziua evenimentului, pe 6 mai. Potrivit casei de discuri care va înregistra cele aproape 4 ore ale ceremoniei de la Londra, albumul va fi disponibil în formă fizică pe 15 mai. Acesta va conține cele 12 melodii cerute în mod special de regele Charles, dar și discursurile oficiale. Una dintre piesele albumului va fi imnul încoronării, compus de celebrul Andrew Lloyd Webber. În așteptarea încoronării, regele Charles și regina Camilla au participat la un eveniment sobru la Palatul Buckingham. Este vorba de acordarea noilor steaguri unor divizii ale armatei britanice. Printre acestea se numără unități ale marinei regale, ale cavaleriei sau ale gărzilor regale. Dar nu doar regele și soția sa au fost ocupați cu îndatoririle oficiale, ci și moștenitorul tronului, prințul William și soția sa, Kate. Cei doi prinți s-au ocupat pentru câteva minute cu livrarea cutiilor cu pizza. Destinatarii au fost membrii unei echipe galeze de rugby. În vizita lor în țara Galilor, prințul William și prințesa Kate au avut suficient timp să stea de vorbă cu localnicii. Cei doi prinți au urcat și pe înălțimile unui parc național, de unde au exersat coborârea în rapel. Au fost și alte momente care au ieșit din cadrul protocolului regal. Prințesa Kate a rămas pentru câteva secunde fără poșetă după ce un băiețel a devenit interesat de accesoriul princiar. Scena amuzantă a avut loc tot în țara Galilor sub privirile mamei copilului. Până la urmă, prințesa Kate și-a recuperat poșeta.